ziua, vă spunem, și bine ați venit la cea de-a șasea ediție a concursului național de folclor tradiții, concurs pentru copii și tineri. Acest concurs se desfășoară sub egida Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a Inspectoratului Școlar al Județului Sălaj și este organizat de către Primăria orașului Șimleu împreună cu Clubul Copiilor Șimleu Silvaniei, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Sălaj, precum și Asociația Culturală La Fântâna Dorului, Asociația de Tineret Silvatin și Asociația Culturală Țara Silvaniei. La această ediție s-au prezentat tineri și copii din mai multe zone etnofolclorice ale României. Aș vrea să spun că el se desfășoară pe două categorii, vocal și instrumental, precum și pe trei categorii de vârstă, 12-15 ani, 16-19 ani și 20-25 de ani. Aș vrea să amintesc juriul, onoratul juriu care va evalua concurenții sunt Eugenia Florea, președinte, etnomuzicolog, realizator de emisiuni folclorice la radio și televiziune București. Neobosita doamna Eugenia Flora. La fel, neobositul domn Gelu Stan, profesor dirijor, realizator de emisiuni folclorice la Radio Timișoara. Leontina Dorca, profesor coregraf, interpret de muzică populară. Nicleuș Nicu Seber, profesor instrumentist, inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Vreau să vă spun, domnul profesor a participat la acest concurs pentru această funcție nu de mult și este inspector al Județului Satu Mare. Victor Pintea, directorul Clubului Copiilor din Jibou, profesor de instrumente muzicale. Gabriel Neaga, directorul Clubului Copiilor din Jibou, specialist în etnografie. Daniel Juca, profesor la Clubul Copiilor, secretar. Dorindu-le mult succes tuturor, aș vrea să invit acum în scenă o personalitate, un om care este mereu alături de tânăra generație, care sprijină valorile, indiferent din ce domeniu, și fără de care nu știu dacă puteam să realizăm acest concurs. Este vorba despre domnul primar, inginer Cătălin Septimiu Țurcaș, pe care îl invit să ne adreseze câteva cuvinte acum, înainte de a derula concursul. Poftiți, domnul primar. Da, vă mulțumesc foarte mult. Onorată asistență, în primul rând aș vrea să-i salut pe cei care sunt oaspeți ai orașului nostru astăzi și sper că în aceste două zile în care veți sta în Șimleu, veți gusta din bunăvoința și din ospitalitatea șimleoanilor. Mă bucur să salut și în acest an persoane dragi care sunt prezente în fiecare an alături de noi, respectiv juriul, onoratul juriu. Mă bucur că suntem la ediția 6-a și așa cum spunea și doamna Neaga, mă bucur că suntem într-o Românie în care
tot ceea ce înseamnă tradiție populară începe să reînvie. Și sigur că asta nu se întâmplă așa de bună voie, ci pentru faptul că există persoane importante care fac ca aceste tradiții populare să fie puse acolo la locul lor. Eu sunt convins că așa, cum de fiecare dată pe această scenă, indiferent că a fost aici, în Casa de Cultură sau a fost pe scenă amenajată lângă parc, viitori mari cântăreți de muzică populară și mari instrumentiști ai României au fost și sunt prezenți. Și cu siguranță voi fi foarte mândru peste câțiva ani când mă voi uita la oameni care vor fi recunoscuți atât pe plan național cât și pe plan internațional și au urcat pe scena Șimleului la un moment dat. Eu vă spun tuturor că această competiție este una foarte importantă și faptul că veniți din toate colțurile țării confirmă acest lucru. Le doresc mult succes și pentru că este o competiție, cu siguranță mâine seară ne vom bucura împreună și vom aplauda pe cei mai buni dintre voi. Mult succes tuturor! Mulțumim domnului primar. Aș vrea să amintesc faptul că ai noștri concurenți sunt acompaniați de către orchestra Dor Silvan, dirijor profesor Titus Câmpian, care au deschis concursul nostru prin imnul concursului. Așadar, categoria de vârstă 12-15 ani. Aș vrea să precizez faptul că ei cântă în concurs două piese, dintre care unu, doină sau baladă și un cântec ritmat. Sparge gheața, domnișoara Ghițiu Andreea, din localitatea Rohia, județul Maramureș. Are 15 ani, este la categoria vocală. Va cânta Horea Păcurarului și Zi Ioanie Horea Me. Succes! Ai fost un super! Nu succes! Să-mi puneți pe mormă fluierașul cel divin.